Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Vineri, bună dimineața, vineri, 17 iunie 2016. Hai, măcar fă o treabă până la capăt, hai! Păi te-am întrerupt până la capăt. Ne revedem, Neamțu și cu mine. Retrospectiva săptămânii de astăzi, avem câteva știri din sănătate care au rulat săptămâna asta. Nu vreau să le discutăm, mari probleme de sănătate, sistemul nostru de medical e varză și acum și nu sistemul medical în general. Da, asta e chiar o urare bună. Nu neapărat sistemul de sănătate în totalitatea lui, ci vorbim în mod special de cel cu cardul de sănătate. Da, pentru că s-a introdus cardul de sănătate de niște... Ție funcționează cardul? Nu am card de sănătate. Nici nu știu dacă am medic de familie, sincer. Nu știu. Păi tu trebuie să ai, că nu vine cineva să te ia... Nu știu. Dacă o fi să mor în câmp de mohor, o să merg pe donații. O să vedeți pe pagina noastră de Facebook, Roman24 online, un buton de donați pentru sănătatea lui Neamțu. A. Nu mi-am făcut medic de familie. Nu mi-am făcut. Nu cred că am așa ceva. Avem prima știre. Nu cred că mai intrăm să o mai și vedem. Se vorbește de cardul de sănătate care este nefuncțional în continuare. De când a intrat în folosință? Vreo 2 ani. Are vreo 2 ani de când e intrat în folosință. Da. În 2 ani nu se gândește nimeni la o soluție ca acest sistem informatic să fie funcțional? Adică eu încep să mă plictisesc de știri de genul ăsta. Nu gândesc coerent toți. Când nici noi nu gândim coerent. Bine, noi nu facem parte din sistem, dar ca și legat de sistem aici, a fost semnat un contract care de la început a ridicat niște semne de întrebare privind mentenanța, privind programele introduse, cât sunt de performante, cât sunt de ultimă generație. Normal, și tu ai pomenit de multe ori chestia cu cartea de identitate, cardul de sănătate, permis de conducere într-un singur document cu un chip. Da? Da, dar noi suntem profund religioși și chipul respectiv e dracu. Dăm deoparte. Lasă, știu și treaba asta. Că trebuie să râdem chipul asta puțin, nu? Adică, vai, dar ne urmărește CIA pe urmă, că toate datele noastre sunt la un loc. Suntem urmăriți de mult. Toate datele noastre sunt oricum la un loc. De foarte mulți ani suntem urmăriți. Deci, înainte de a se inventa, cred că și scrisul nu mai era urmărită. Vorbim de un contract care a fost de 87.636.000 de lei. În ce an? Uite, în 2011, între Guvernul României și asocierea între H&P România SRL și Novensys Corporation SRL, pe baza unei achiziții publice, da? Atunci au apărut cardurile astea de sănătate. Vorbim de niște 10 de mii, aproape 100 de milioane de lei. 100 de milioane de lei. Bag seama că toți banii ăștia au fost cheltuiți numai pe cartonașele alea, numai pe bucățele de plastic. Nu știu... Așa, dar oricum e o sumă foarte mare, chiar dacă nu e numai pe cartonaș. E o sumă mare. Ceea ce au medicii de familie și ceea ce trebuiau să țin, de ceea ce trebuiau să țină cont cei care au implementat acest sistem, să-l facă cât mai ușor posibil de utilizat. Da. Și pentru medic, da? Și pentru farmacist. Dar mai ușor decât să pui... Măi, deci dacă... Uite, avem un exemplu foarte clar. Un sistem care a fost gândit, a fost considerat imposibil acum câțiva ani, și anume ăsta prin care CNP-ul de pe buletin să fie citit la vot, și a funcționat bine. O chestie gândită într-o lună și pusă în aplicare într-o lună. Nu. Hai mă, lasă-mă puțin, că nu s-a vorbit deloc de chestia asta înainte de vot. Nu s-a vorbit. Haideți să fim clari. S-a făcut un experiment la alegerile trecute, deci acum 4 ani. Okay. S-au făcut astea. Am discutat aici în emisiune despre treaba de a fi selectați operatorii de... Și de asta eu am aplicat când am discutat în noiembrie. Bun, ok. Că se face angajare. Deci deja din noiembrie se știa... Nu începuseră să-l pună în practică. Existau tabletele cumpărate, exista procedura, tot absolut. În ianuarie au fost, am fost selectați cei ca și operatori în... De sistemul cu cardul de sănătate, deci vorbim deja de 6 ani. Să nu considerăm că în momentul în care am auzit noi prima dată, înseamnă că atunci... Nu, corect. Deci corect. Dar vorbim de sistemul de carduri de sănătate paralel, comparativ cu sistemul ăsta de verificare a CNP-ului pentru vot, care ăsta a funcționat foarte bine și a făcut bine. Pentru o zi, corect. Pentru o zi, cu mici sincope dimineață, dar cred că au ținut mai mult de erori umane decât de... Dar s-a dovedit că un sistem informatic în care datele să ajungă undeva într-un server central funcționează, poate fi funcțional, da, iar în sistemul de sănătate vorbim de STS, Serviciul de Transmisiuni Speciale, Telecomunicații Speciale. Păi să-i lăsăm pe aia să facă și sistemul de sănătate. Nu putem să-i lăsăm, dar fi sigur că ei au acces și la CNP-ul și de la CNP-ul de la card, se leagă. Deci, și se vor lega în mod sigur cât mai curând. Deci în 10 ani de zile o să discutăm și despre acel unic act și buletin, da, și permis de conducere, și card de sănătate, și pașaport pe spațiu european. Deci asta va fi fără nicio problemă în 10 ani de zile. Din păcate, ceea ce la noi creează sincope și nervi și stres este faptul că se lucrează pe sistemul PCR, pile, cunoștințe, relații. Clar. Nu câștigă licitația cel mai bun, cu toate că așa se spune, că cel mai bun, aici cel mai bun de H&P România, frate. Da, da. Una e HP-ul ce face? Sisteme informatice. Stai așa, HP-ul, trebuie să spun, lucrează calculatoare. Face programe sau cutii? Aparate. Aparate, că eu știu, la imprimantă, la calculator, la aparatură, la echipamente. Una e echipamentul, alta e programul. Pe acolo intervine SC Novensys Corporation, presupun. Și, cum spun, n-au ales cea mai bună variantă, n-au fost cei mai buni, n-au gândit, n-au avut... Dar eu nu înțeleg, sistemul ăsta pică atât de des, e atât de prost sistemul ăsta cu cardul de sănătate din cauza softului, a programelor în sine sau a echipamentelor care nu funcționează. Echipamentele sunt deschise. Deci echipamentul citește... Bun, al tău e deschis, dar face legătura cu serverul. Eu mă gândesc că... ar fi rușinos maxim să nu funcționeze aparatele, da? Că aparatul ori funcționează, deci se deschide și funcționează, ori nu se deschide și nu mai avem ce să discutăm. E clar că acolo e problema. Că auzim foarte, foarte, foarte des în presa centrală, sistemul cardurilor de sănătate s-a blocat. Asta ține de chestii fizice. Și da, aici mai e o treabă. De exemplu, dacă a plouat afară, lumea n-a mai ieșit din casă la iarbă verde duminică, nu știu dacă a plouat duminică, dar așa. A plouat, da. Și intrai foarte greu pe net. Deci se aglomera. Bine, mă, stai puțin. Noi vorbim de România, de anul 2016, de exemplu, în care când plouă afară îți pică netul și curentul. Dar nu n-a picat. Ba da, a picat aici. Cum să nu? Tare. Zilele trecute, pică curentul constant, adică, na, trăim în Romanul 2016, frate. Da, au avut probleme cei de la... Adică ne plângem de sistemul de sănătate cu cardul de sănătate când noi nu suntem capabili să asigurăm furnizarea curentului electric și vorbim de o firmă care învârte niște, iarăși, miliarde de... Trebuie să-i dăm în judecată, trebuie să cerem drepturile astea și să-i punem, deci să plătească. Și putem să facem treaba asta, să îndreptăm treaba asta punându-i cu ajutorul instanța să-i oblige să plătească. Și noi trebuie să sesizăm instanța ca să ia măsuri. Da, asta le spun și eu de fiecare dată celor care ne urmăresc. Învățați-vă drepturile, bine, și obligații, dar drepturile în primul rând. De ce? Pentru că, uite, ți-a picat netul, da, frate, tu plătești un abonament. Ți-a picat curentul, frate, plătești un abonament. Cineva se ocupă să-ți dea ție serviciul respectiv. Mergi pe stradă și este o groapă? Tu ai plătit taxa de drum. Corect. Apropo de taxe de drum, ai văzut, nu? Că deja, gata, cei care au plătit taxe de primă matriculare și așa mai departe, taxe de mediu, etc., nu mai sunt valabile, au fost declarate ilegale și oamenii își pot lua bănuții înapoi. În 5 rate, nu? În 5 rate anuale, mi-a plăcut în dragi chestia. Am râs pentru cineva, pentru un prieten, da, și în 5 ani... Am râs când pe mine, de exemplu, cu o porcărioară de mașină, m-au belit de piele ca să plătesc toți banii odată, că altfel nu puteam să matriculez mașina, da? Aș fi vrut să le spun, dar nu vă pot plăti în 5 ani, că... Dar acum ai să recuperezi banii. Nu, nici nu-mi bat capul. În 5 ani, nu știu dacă mai apuc 5 ani. Dacă omul așa vor gândi foarte mulți. Asta e acolo, dă-i drag, s-au dus. Băi, înțelegi? Nu trebuie gândit așa, pentru că ai muncit pentru banii aia. În 5 ani... n-ai fost la furat ca să ai bani să plătești taxa. În 5 ani eu sper să-mi schimb mașina. Nu contează, banii ăștia sunt banii tăi care trebuie să-i recuperezi. Dacă nu, se duc în vânt. Se duc... Nu la vântul, ci în vânt. Era să zic în vânt. Da. Rămânem în... Area asta a medicilor de familie. Hai să vedem știrea cu nemulțumirile medicilor de familie care protestează din nou. Ne-am obișnuit, nu? Cu grevele din toate sistemele, cu protestele din toate sistemele, că e sistem de transport în comun, că e sistem de sănătate, e sistem polițienesc, sistem de învățământ. Toată lumea protestează. Da? Protestează prost și aiurea la noi în țară. În Franța vezi că protestează. Deci francezii nu o să oprească cu protestele, da, chiar dacă e campionat european, chiar dacă sunt amenințări teroriste. Dom'le, stai așa o clipă, nu trecem noi că ai modificat codul muncii și faci niște schimbări care nu sunt ok în beneficiu celor mulți, ci în beneficiu unora mai puțin ca număr. Bun, hai mai întâi să vedem de ce anume protestează medicii de familie și pe urmă să ne întoarcem să vedem dacă sunt și îndreptățiți. Nemulțumirile medicilor de familie față de subfinanțarea medicinii primare, care asigură 70% din asistența medicală din România, au reizbucnit zilele acestea, oamenii în halate albe amenințând Ministerul Sănătății și Casa Națională de Sănătate că nu vor semna noul contract cadru în sănătate, care expiră la 1 iulie. Nemulțumirile medicilor se referă la incoerența deciziilor guvernamentale a celor 35 de miniștri care s-au perindat în ultimul sfert de veac de democrație dâmbovițeană la conducerea Ministerului Sănătății și a Casei Naționale de Sănătate, toți numiți pe criterii politice și nu pe performanță profesională. Medicina de familie asigură în România 70% dintre serviciile medicale pe care le primește populația. Toată lumea care a venit la conducerea Ministerului Sănătății și a Casei de Sănătate în ultimii 26 de ani au tot încercat să reformeze sistemul de sănătate. Iar și tot nereformat a rămas. Cei 35 de miniștri care au fost, fiecare tot a încercat să facă ceva și vă dați seama, începând din atâtea locuri și n-a ieșit nimic. Referitor la medicina primară, se știe că un sistem de medicină de familie bine dezvoltat și bine ancorat poate să aducă mari beneficii întregului sistem, pentru că în sistemul de medicină de primară și la noi în țară deja 70% din serviciile medicale acordate populației se realizează la acest nivel. Dar primește ca și finanțare numai 3,54%. Grosul fondurilor din sănătate merge către spitale, cele mai mari consumatoare de fonduri ale sistemului de sănătate publică din România. Medicina primară primește doar 3,54% din fondurile alocate, cifră absolut insuficientă pentru susținerea activității dintr-un astfel de cabinet medical. La spitale, la laboratoare, la medicamente, la tot soiul de servicii medicale, îngrijiri la domiciliu, tot ce este activitatea medicală. La spitale, de exemplu, se duc 40% din fondul de sănătate, ceea ce este foarte mult. Bugetul Ministerului Sănătății pentru sănătate este format din 0,87% din PIB, fondul Ministerului Sănătății, și 3,4% din PIB, contribuția cetățenilor care există la Casa Națională de Sănătate. Din banii Ministerului Sănătății se finanțează programele de sănătate și ce mai au pe acolo. Deși medicii au protestat și în luna aprilie prin refuzul de a elibera timp de 2 zile rețete gratuite și compensate și a elibera bilete de trimitere către medicii de familie, Casa Națională de Sănătate a publicat în monitorul oficial tot vechiul contract cadru care prevede fonduri absolut insuficiente sistemului de medicină primară. Și în aprilie am semnat, Casa de Sănătate ne-a tăiat alea 2 zile, azi când am lucrat, când am fost la cabinet. Atunci când ați protestat. Da, azi când am fost la cabinet, cu toate că toți am fost la cabinet, asta e altă treabă. Mai face economie Casa de Sănătate un pic. Contractul fusese publicat în monitorul oficial în forma care a fost și până acum, a zis că duceți-vă la muncă și îl vom modifica. Acum spunem, da, ce rost are să-l mai modificăm, că deja este publicat. Membrii Colegiului Medicilor din România au solicitat primirea în audiența unei delegații de către noul ministru al Sănătății, lucru care însă nu a fost acceptat. S-a făcut cerere să se intre în audiență la noul ministru al Sănătății și nu s-a primit niciun răspuns. A fost vineri cei de la Colegiul Medicilor și s-a făcut solicitare și săptămâna trecută s-a făcut solicitare și să se țină cont de revendicările medicilor de familie. Vineri iar... De cine au fost primiți cei de la Colegiul Medicilor? De nou ministru. Și vineri au fost primiți de nou ministru și președintele casei. Și iar s-a promis că se vor ține cont de și se vor întâlni cu medicii de familie. Medicii de familie solicită creșterea finanțării către sistemul de medicină primară prin majorarea costului unei consultații medicale. O vizită la medicul de familie este plătită cu 10 lei, în timp ce un tuns costă în România la orice frizerie de cartier 30 de lei. Păi singurul lucru care se poate face este să crească finanțarea și să modifice contractul cadru. Noi ne-am dus cu propuneri de contract cadru în care să fie acceptabil de ambele părți. În contractul actual la medicul de familie este trecut ca și sancțiuni un număr de 92 de sancțiuni și drepturi niciunul. Avem dreptul să ne luăm banii pe serviciile prestate, la prețul stabilit de Casa de Sănătate, adică 10 lei pe consultație. Medicii de familie atrag atenția asupra deficitului major de personal care să asigure existența medicală primară în condițiile în care la începutul acestui an numai în județul Neamț erau încadrați cu 54 de medici mai puțin decât o permit normele legale de funcționare a unui cabinet medical. Medicii de familie protestează, dar nu protestează pentru neapărat bunăstare proprie. Nu. Medicii de familie consideră, stai să încerc să traduc dacă am înțeles eu bine și corectează-mă dacă greșesc, medicii de familie consideră că spitalele sunt prea bine finanțate. Da? Și medicina primară, medicii de familie sunt subfinanțați. Prea puțin bani către cabinetele medicilor de familie. Dacă înțeleg eu bine, da? Uite, scrie mare aici că grosul fondurilor din sănătate, dacă există un gros al fondurilor în sănătate... Sunt foarte, foarte mulți bani. Serios? Da, foarte mulți bani. Din ce știu eu? Tot timpul, deci foarte mulți bani. Acolo sunt bani care multă vreme, după 90 până prin 2000, banii aia plecau din sănătate. Deci acea contribuție la sănătate obligatorie... Da. Pleca pe alte chestii. Mulțumim celor care au fost la butoane atunci, da. Așa, oamenilor politici. Sunt foarte mulți bani și acum trebuie să vedem niște statistici. De la populație pleacă la... Foarte mulți bani. Sacul în care se adună banii pentru sănătate, deci care sunt direcționați clar pentru sănătate, CAS-ul. Da. E un sac mare. Da. La banii ăștia... Păi, dar din aia cât se întoarce către sănătate? Totul se întoarce către sănătate, aia nu trebuie să plece în altă parte. De ce stăteam eu cu senzația că educația și sănătatea sunt cel mai prost finanțate în România? Păi, sunt prost finanțate, dar la sacul ăsta de sănătate la care se adună CAS-ul, da, contribuția pentru sănătate, la sacul ăsta se mai adaugă bani de la buget, nu știu cât de mulți sau cât de puțin, din TVA, deci statul mai colectează, da? Da. Impozite, taxe, alte treburi față de ceea ce înseamnă sănătate, CAS-ul. Deci au umplut sacul și alături mai este un săcușor, nu știu cât e de mare acel săcușor, din TVA, din impozite, bani care se duc tot pentru sănătate, pentru investiții în sănătate. Da? Da. E, acum, cum se duc banii ăștia? Și am mai discutat că încă avem probleme mari pe ceea ce înseamnă a face investiția cu cap în beneficiul celor mulți, în beneficiu pe viitor, cu strategie în regulă. Hai să gândim atunci, mergând pe ce spui tu, beneficiul celor mulți. Unde sunt, vorbim de sistemul de sănătate, cei mai mulți clienți pacienți, cum se numesc ei, unde sunt? La medicina primară sau la spitale? Logica mă îndeamnă să cred că la spitale. Toți trec prin medicina primară. Pe la medicul de familie. Dar medicul de familie îi direcționează mai departe în funcție de... Da. Ei, dacă medicul de familie... Acum, medicul de familie este privat și spui, domnule, dacă e privat, se descurce singur. Așa ar fi logic. Primește asta. Dar tu, ca stat, poți să vii în ajutorul medicului primar, de medicina de familie, da? Medicul de familie. De ce? Pentru că dacă tu investești niște bani în medicul de familie, da, care poți să facă o prevenție și o diagnosticare din timp a anumitor pericole, da, care pasc pe pacienții săi, să nu mai ajungă la cheltuiala cea mare la spital, pentru că acolo, într-adevăr, după aia încep cheltuielile adevărate. Corect. Că ei, femeie de serviciu, infirmier, toți trebuie să lucreze pentru pacient. Mai trebuie să înțelegem ce face medicul de familie. Medicul de familie tratează. Poate să și facă tratamente. Poate să și trateze. Da. Dar în general, medicul de familie nu face altceva decât să fie dispecerul. Bă, frate, du-te la spitalul ăla. Medicul de familie... mă înșel eu, adică... Te poate dirija să-ți faci analizele care trebuie. Da. Că laborator nu are. De ce nu m-aș duce direct la spital? Dar nu e mai ușor când, în momentul în care ești deja filtrat, te duci la spital și te întâlnești cel cu durere de măsea, cu cel de durere de ochi, cu cel de durere de cap, vă întâlniți toți acolo, da, și spitalul începe să vă dirigeze, deci să creează o aglomerație, când e mai simplu, de la medicul de familie deja ne ducem pe secțiile respective. Da. Știi, ca să nu mai fie... Deci un dispatcher. E un dispatcher, dar care de multe ori, deci poate să-ți prescrie un tratament fără să te mai duci la un alt medic specialist. Am înțeles. Poate să te trimită, să spună, stai așa o clipă, nu te duci la spital, te duci la laboratorul de analize, da? Și îți faci următoarele analize. Și în funcție de analizele astea, spune, băi, omule, deci te-ai speriat degeaba, durerile tale de spate nu au probleme cu rinichii, să zic așa, sunt niște dureri de la... din ceea ce mai spus, pentru că aici ar trebui medicul de familie să aibă timpul să stea mai mult de vorbă cu pacientul, pentru că până la urmă aici e legătura. Da. În momentul în care omul vine și spune, și am întâlnit situația, chemată ambulanță, cred că am mai vorbit în emisiunea cu un an și ceva despre treaba asta. Deci, o tânără, era să zic așa, a stat toată ziua la televizor, pe jocuri sau la televizor, să uite, așa, cu picioarele turcește sub ea. Da. Și când s-a ridicat după 10 ore de stat turcește la televizor, piciorul a morțit. Clar. 112, ambulanță, a ajuns la spital. Da. O mai durea puțin, mai era puțin amorțit. Dom'le, că am amorțit. A pus doctorul întrebări. Da. Și a aflat treaba asta, că a stat turcește și îți dai seama ce creier avea respectiva tânără. Și doctorul de la spital, la urgențe, a trebuit să o trimită totuși spre o radiografie, spre niște da, analize. Niște bani cheltuiți de aici. Ce ar fi trebuit să facă? Să meargă? Nu, ar fi trebuit să fie normală, să gândească. La medicul de familie mai întâi. Nu, să gândească. Da, am înțeles, dar și, ca să urmeze procedura asta, și, da? Ca și procedură, cum să spun, la spital, dacă acum mi se face rău, plec la spital, da, clar, sunt pe urgență. Dar dacă, de exemplu, mă doare antebrațul, da? Nu m-am lovit, mă doare mușchiul, osul, să zicem, da? Mă duc la medicul de familie, se uită și îmi spune, băi, du-te la spital. Din ce văd eu aici... Omule, medicul de familie îți spune, du-te la spital. Da, poți să mă trimite... Iar de la spital te vor trimite înapoi la medicul al tău de familie, care are propriul cabinet sau are propria sală de radiografie, că mai toți medicii au cabinete private. Nu, medicii de familie nu au. Deci, sau prea puțin. Sunt... Prea puțini au medici de familie. Că aici e chestia, că dacă statul ar veni și i-ar da medicul de familie și l-ar ajuta, știu eu, printr-o creditare fără dobândă, da, prin achiziții angro și la un preț mai bun. Să nu se înțeleagă că am ceva cu medicii de familie. Eu vorbesc de realitate, vorbesc așa, să discutăm teoretic e una, să vedem realitatea cum este ea, este alta. Știm foarte bine, fără nicio să ne ascundem după deget, că pacientul este mingea de tenis între medicul de familie, medicii din spital, farmaciști, care lucrează cumva împreună. Lucrează între ei. Pentru că te duci bolnav în spital, te duci la medicul de familie, medicul de familie, el nu are spitalul lui, te trimite unde? La spital, unde te vezi cu cine? Cu alți medici care puteau să te vadă de la bun început. Lasă-mă să termin că o să vezi că am dreptate. Medicul respectiv de la spital vine, te verifică și spune ce ai nevoie de următoarele medicamente pe care noi nu le avem în spital, pentru că noi așa suntem spital, nu suntem fabrică de medicamente. Ia coboară matale la parter, unde vezi în față, în fața spitalului există o farmacie. Mergi acolo, spui că te-am trimis eu. Da, mergi la farmacie, dai niște bani la farmacie. Ce ai plătit tu la Casa de Asigurări de Sănătate nu valorează nimic pentru nimeni și la final te întorci la medicul din spital care spune să te duci la cabinetul lui particular unde să-ți faci analizele. Este că asta este realitatea. Nu este corect. Deci, acum, am văzut om în spital cu perfuzia pusă în mână, care, fine, nu toți putem face treaba asta, dar avem rezistența. Și să ai acu băgat în tine, așa, mergea cu perfuzia și cu suportul de la perfuzie prin spital și striga după directorul spitalului, acum câțiva ani. Și s-a întâlnit cu directorul spitalului și i-a spus: domnule, uite, m-a trimis la farmacie să cumpăr cu tare și cu tare. La care directorul i-a spus: du-te înapoi în salon, nu trebuie să cumperi nimic. Păi, da. Deci aici e chestia și de atitudinea noastră în momentul în care se spune treaba asta. Dar câți avem curajul pe patul de spital, abia clipind, să mai comentăm: du-te, maică, du-te, du-te și cumpără, neamțul, ai venit pe la Bircibili, că ai venit, du-te și cumpără repede pastilele astea, că trebuie să-mi facă tratamentul. E, noi nu mai am puterea cu acul în mână să comentez. Foarte bine sună, dar nu corect. Alta. Că, dar eu ce trebuie să fac? Eu trebuie să fac încă o chestie. Să păstrez acele bonuri. După ce m-am făcut sănătos, haide să discutăm acum. Am cheltuit banii ăștia și trebuie să decontăm. Și discut cu Casa de Asigurări. Deci, nu e o treabă simplă, s-ar putea să aștepți mai mulți ani, dar asta e tot cu sistemul. Și dacă fiecare dintre noi... Deci sistemul e bolnav. Câți pacienți au fost la spital anul trecut în Roman? Cine știe? Un X. Da. 1%. Deci 1% din acel X, dacă ar cere anumite drepturi să le fie respectate și așa mai departe, s-ar putea ca în anul următor să fie 2%, în anul următor 3% și deja până ajunge la 5%, da? Da. Să nu se mai întâmple lucrurile alea ca lumea să ajungă după aia să ceară anumite reparații materiale și... Cât va mai ține statul în finanțare un sistem care ar trebui să fie capabil să autofinanțeze? Spuneai de un sac de bani, da, care se adună către sănătate și totuși medicii, atât cei de familie cât și medicii de la spitale, așteaptă în continuare finanțare sau extrafinanțare. Ar fi mai ușor ca toți banii ăștia adunați de la CAS să fie, nu știu, împărțiți în funcție de județean, la nivel județean. Domnule, pe județul Neamț am 300.000 de asigurați. Sunt treburile astea făcute pe, deci la nivel teoretic și la nivel practic, să respecte anumite grile. Da? Deci sistemul cât de cât. Acum nu știu dacă este cea mai bună variantă, da, noi vorbim de la sistemul, dar ceea ce trebuie să, și este clar, nu se gospodărește banul așa cum trebuie. Nu este dus cum trebuie. Nu avem un spital regional. Deci trebuie făcute spitalele regionale. Bine, că ar trebui făcute regiunile deja, da. Dar ar fi trebuit să fie făcute până la ora asta de cel puțin 5 ani de zile. Și încă se pun frâne. De ce? Pentru că dacă apar regiunile, dispar președinți de consilii județene, dispar... Dar apar mari baroni. Că una e să fii stăpân pe o regiune cum e Moldova și alta e să fii... Discutăm la un alt nivel, discutăm cu legea în mână și vedem anumite... Tu mai ai încredere în legea în România? Nu. Nici eu. Legea nu e făcută pentru noi. E făcută, nu este pusă în aplicare și nu cere nici omul să fie aplicată. Am spus, eu așa consider și din momentul ăsta eu am luat de săptămâna trecută, deci am început o chestie de identificare banală, pentru o sumă infimă, să zic așa, pentru unii, nici măcar 10 euro, să zic așa. Dar ca și gest, acel decont al transportului meu de la Roma la Piatra, corect, pentru a-mi ridica niște drepturi, da, pentru o muncă păstrată, o muncă prestată. Da? E o chestie, pentru că deja în mintea mea apar diverse scenarii care s-ar putea să fie cu un sâmbure de adevăr, cu niște mișcări de bani, adică sunt luate în calcul aceste decontări undeva. Deci, da, la nivelul declarației am ajuns la prefectură, am luat banii, deci din clădirea prefecturii, da, în sală la demisol, da? După aia m-am dus la etaj, la parter, da? Și am depus cererea pentru decont. De la registratură mi s-a spus că trebuie să o depun la primărie. Da. Dom'le, dacă eu am luat banii și am avut relația contractuală cu AEP-ul, Autoritatea Electorală Permanentă, și am luat banii din prefectură, deci legătura este între AEP și prefectură, clară, vizibilă, pe ce bază pot să-mi facă, deci eu pot să mă duc cu cererea, da? La primărie, la tine, la asta, pe ce bază pot să-mi facă primăria mie plata acestui decont, dacă că trebuie să justifice după aia la Curtea de Conturi? Dom'le, este așa, a fost angajatul tău? Nu. Că atunci, cine l-a plătit? L-ai plătit tu? De ce nu i-ai dat banii aici? Păi nu i-am dat eu, că prefectura l-a plătit. Păi atunci, tu de ce ai plătit deplasarea lui pentru o activitate făcută la prefectură? Deci o frână pusă acolo, interesant pusă. Și vreau să văd, pentru că mai era o stimată doamnă de la o primărie care a spus: a, nu, că la primărie se face, depuneți la primărie. Dar nu cred că știu nici ei foarte clar. Nu, că ea spunea că acolo, din comuna din care vine ea, și n-a spus comuna, știi, dar mă lua de prost. Sau e chestia asta: eu de la primărie, secretar la primărie, contabil la primărie, agent, da, angajatul primăriei, omul de serviciu din primărie, am fost trimis de primar, du-te și ia banii pentru operatorii de la noi din comună. Cât sunt? Au fost 5 secții, 5 operatori, cu unul de rezervă, 6 operatori. Da. Ai luat, le aduci banii, noi facem decontul la, corect, prefectură, da, decontul, nu la prefectură, la ei pe acte contabile pentru transport acolo, corect, după care ce fac? Pentru 6 persoane, decontez pentru cele 6 persoane. Da. Cine ia acei bani? Pentru că omul nu-i mai cere, pentru că omul a venit la primărie. Da. Dom'le, eu n-am făcut nicio deplasare, la primărie am venit în comună, ce să cer? Fain de urmărit. Deci aici semne de întrebare, semne de întrebare. Am mai spus că românii sunt foarte, foarte inventivi când e vorba de nu mai puțin, mă scuzi, pentru că după aia vine întrebarea asta, că atunci când s-a tăiat 25% din salariu, funcționarii publici au stat liniștiți, l-au înjurat pe Boc, l-au înjurat pe Băsescu, dar n-au ieșit în stradă. Da. De ce? Pentru că aveau destul. Le-a tăiat 25%, nu din sursa lor de supraviețuire. Microhidrocentrala a fost oprită timp de 2 zile. Avem imagini interesante? Nu. Cu valurile, cu apa care a fost o ploaie, nu, a fost adevărat. Imagini luate. Nu? Nu. Păcat. Dar am văzut cu toții ce imagini să mai ai. Tu vrei să punem o pauză ca să ne uităm la știre? Hai să vedem știrea, ne întoarcem să vedem exact ce s-a întâmplat și să o și comentăm. Din cauza debitului mult prea mare a râului Moldova, cauzat de ploile din ultimele zile, specialiștii de la Primăria Română au fost nevoiți să oprească timp de 2 zile microhidrocentrala de pe râul Moldova până ce debitul apelor a scăzut corespunzător. Da, a fost 2 zile pentru că au fost viituri, am avut 400 de metri cub secundă și la viituri de tipul ăsta, deci deosebit de mare, în afară de corpurile care vin pe râu, copaci, resturi și așa mai departe, crengi, mai apare și un fenomen în sensul că nivelul din aval cu cel din la monte se egalizează și în condiția asta nu mai avem căderea brută pentru turbini. Deci a fost oprit pe perioada asta 2 zile, a durat oprirea. Când cotele au revenit, când debitele au revenit la normal sub 100 de metri cub secundă, atunci s-au repornit, bineînțeles. Construită pe fonduri europene, microhidrocentrala de pe râul Moldova a produs de la sfârșitul lunii martie anul trecut până la sfârșitul lunii martie 2016 1.568.000 de kWh, adică 1.500 de MWh în valoare de peste 280.000 de lei. Vorbim de perioada asta urâtă prin care a trecut municipiul, bine, România, aproape toată țara, cu inundațiile, cu ploile foarte, foarte puternice. Ați văzut și Romanul a suportat consecințele. Zic bine, a suportat consecințele, dar nu, că nu e o acțiune a Romanului. A plouat, s-a întâmplat să fie. Am văzut parcarea de la Kaufland sub ape. Da, m-a sunat cineva și îmi spunea să-mi ieșcă mașina. Da. Străzi întregi din Roman sub apă, scări de bloc, subsoluri de bloc inundate. Subsol de bloc inundat pentru că s-au făcut niște lucrări la instalația de aprovizionare cu apă potabilă și n-au făcut lucrările cum trebuie. Pe acolo s-a scurs apa. Vorbim de o societate anume? Păi o singură societate furnizează apa și... Nu mai înjurăm mult APA SERV-ul. Cine a făcut acolo? Da, pe Bogdan Dragoș, la Biserica Catolică, ca să nu dau numele societăților din zonă, apă, foarte multă. N-am văzut niciodată de 11 ani că stau în zona aia, de 10 ani, de 11 ani. Deci s-a adunat foarte, foarte multă apă. Intra la subsolul unei case, se chinuiau oamenii să scoată, au pus două mașini de-a curmezișul drumului, ca mașinile care veneau dinspre Bălcescu, despre Bulevardul Republicii, să nu mai provoace valuri, să ia între blocuri, deci să facă un mic ocol. Unii înțelegeau, alții nu înțelegeau dintre șoferi, pentru că în momentul în care treceau, valul ducea iarăși încă 5.000 de litri de apă în subsol, ăștia scoteau 10 găleți, mai intrau 20. Se vorbește de fiecare dată. A venit, nu știu dacă oamenii de acolo au sunat la 112 sau la primărie, la cine trebuie să sune în situații de genul ăsta? 112 că vrei pompieri, nu? Da. Bănuiesc că au sunat undeva de vreme ce a apărut un slogan de la primărie, PMR-ul, și-a coborât domnul de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. În fine, concentrat, plin de muncă, îl cred. În fine, nu mi se par normal oamenii care nu răspund la salut. Bună ziua, bună ziua. Dar în fine. Da, asta ține de 7 ani de acasă. Corect. Fine. Așa. Și a venit și s-a dus la gura de canal să o caute, știa unde-i, s-a băgat acolo și după aceea, după un sfert de oră, 20 minute, au început să retragă apele. De ce nu se face verificarea asta înainte să plouă? Sau în perioadă, nu știu, regulată, la 6 luni. Nu știu, n-am fost lângă el acolo, pentru că era apa destul de mare și n-aveam cum să... Și zic, ce rost are să intru ca să cer? Dar el intră la canal. Zic, băi, puteam să intrăm noi la canal, zic... Cine știe unde e canalul exact, gura de canal. Bun, deci stai puțin și pot să intervin eu, sunt pregătit să intervin, că pot să mă accidentez, pot să mă rănesc. Noi ne-am obișnuit ca locuitorii Romanului să facă singuri intervenții de genul ăsta. Nu e prima oară și locuind la bloc am avut ocazia să-l văd pe vecinul de la 1 intrând în canalul din fața blocului de cel puțin 40 de ori de când locuiesc eu la bloc. Da? De ce? Că se înfundă. E canal. Și intră el. Și intră omul, pentru că nu poți să stai să-ți iasă rahatul în casă că s-au înfundat țevile sau mai știu eu ce dracu, intri în canal și îți faci treaba, că suni la oameni, nu știi la cine să suni, cine se ocupă. Prin asociația de proprietari, că aici e o chestie, dar în momentul în care sunt la asociația de proprietari, nu... Cel mai des văd treaba asta. Facem hârtie scrisă în 5 zile. Da, mulțumesc, în 5 zile veniți și îmi scoateți frate din casă. Bun, lăsând asta la o parte, noi ne-am obișnuit ca românii să fie buni la toate. Dar intră vecinul de la 1 în canal, scoate, are sârmă, are tot ce... Că na, omul e meseriaș, cum se pricepe. Are tot ce îi trebuie, desfundă canalul, văd cu ocazia asta nesimțirea locatarilor, vorbind de foarte multe ori că se înfundă sau se inundă străzile, canalizarea n-a făcut față cantității de apă. Canalizarea e făcută să facă față unei cantități de apă. Nu sunt canalele alea pe care le vedem în filme în Statele Unite prin care să umble gorilele sau aligatorii. Corect, sunt niște țeve de atâta. Care de cele mai multe ori se înfundă, nu o să vă vine să credeți. Spuneam ieri în 24 de titluri. Scutece, pampers, resturi alimentare, tampoane, chiloți întregi, adică, scuze-mă, cine și aruncă chiloții, frate, la WC-ul, știi? Pungi de gunoi. Dar pungi de plastic. Pungi de plastic, da. Toate astea. Dacă nu vă înfundă țevile, înfundă inevitabil canalizarea, mă, oameni buni. aia de pe stradă pe care o înjurați voi când vă intră apa în casă. Nu, avem încă oameni care nu știu să trăiască la bloc, care nu știu să folosească și cum funcționează sistemul acesta de canalizare. Dar și, nu neapărat la bloc, mă, dar și canalizarea orașului, sistemul de scurgere a apelor pluviale, mai avem încă urme de cocălari, urme de oameni neadaptați la bloc. Pentru că am văzut dimineață, mi-a dat fiicerul meu să văd un filmuleț documentat în 1980 din București. Interesant făcut, că era făcut pentru viitor, pentru 2080. Aha. Și spunea că, uitați, în Bucureștiul din 1980 găsim pe lângă case cei care creșteau găini. Da. Creșteau, și știm și noi, la bloc creșteau. Corect. Deci ăla creștea în București, de exemplu, la casă. Că lângă două blocuri era o căsuță și avea și doi porci. Da. Iarăși, în București, capitală europeană acum, și atunci tot europeană era. Stup de albine lângă nu știu ce stație de autobuz din București. Deci omul lucra la stupină, protejat tot, și în stație la 15-20 de metri erau oamenii care așteptau autobuzul. Avem o mare problemă. Deci, aceea s-a făcut trecerea brusc de la sat la oraș, fără, și foarte mulți n-au priceput ce reguli trebuie să respecte, că dacă la căcăstoarea de la țară te duci, arunci tot ce vrei, așa, că nu se înfundă nimic altceva decât se umple groapa respectivă și te muți după aia cu pușca mai încolo. În altă parte? Exact. Ei, aici nu e așa. Din păcate, deci sunt care au 40-50 de ani când stau la bloc și nu. Da, mă, dar hai, pe de altă parte înțeleg partea de vinovăție a cetățenilor. Sunt mulți care, cum ai spus tu, nu s-au adaptat nici acum, după atâția ani nu au reușit să se adapteze la... Dar ce facem cu o societate care e plătită să se asigure că nu se întâmplă așa ceva? Bă, o societate care încasează niște bani. Să intervină și să facă curățenie des, să nu apuce inundația să scoată în evidență faptul că e înfundat o canalizare sau că e înturată țeava pe jumătate. Nu trebuie făcute niște verificări preventive, nu știu. APA SERV. APA SERV-ul care nu-și face treaba. Mai e o societate utilă? Mai e o societate care merită să existe? Ei n-au concurență. La fel ca E.ON, nu avem ce face. Am vrea alții, dar nu se poate. Da, da. La furnizarea de curent electric putem să alegem alt distribuitor. Deci, relativ simplu. Semnează un contract și factura nu mai vine de la E.ON, vine de la altcineva. Aceiași bani, aceeași mărie. Ci că sunt niște chestii bune. Trebuie văzut. Păi, hidrocentrala, am văzut știrea, da? Da, am văzut știrea. Ne întoarcem la capacitatea mare. Toată lumea s-a bucurat, a zis, acum produce centrala curent. Nu e chiar așa. Îți dai seama că, cum spunea cineva pe Facebook, că suntem legați aici direct la cablu de la microhidrocentrală. Măi, eu cred că acolo a fost o mică neînțelegere sau o interpretare a unor vorbe. Probabil că omul respectiv care a zis-o, Kazan, a zis că, băi, microhidrocentrala produce curent pentru Roman. Noi fiind tot în Roman, firma, televiziunea noastră, Roman24, este tot în Roman, ca urmare își trage curentul de acolo. Acum fiecare interpretează ce a spus omul. Avem fir direct. Unii au înțeles că avem fir direct. Da. Că asta ar fi spus. Nu are importanță. Am pus niște prelungitoare și tot vedeți Ideea este, odată cu inundațiile astea, au apărut pe Facebook o grămadă de opinii. Una, o ia microhidrocentrala la vale. Doi, a trecut apa peste digul ăla. Bă, de aia a fost făcut așa. De aia a fost făcut. Ca să treacă apa peste el. Deci nu toată odată. Un anumit volum de apă și restul să treacă peste. Da, că altfel ar fi ieșit în cartierul de bloc. Păi dacă făcea digul mai înalt cu 3 metri, era o problemă mare cu strandul. Cu tuvame și apa, da, cum să nu. Strandul... De-aia e făcut el așa. Doi la mână, ați văzut, microhidrocentrala a rămas în continuare la locul ei și a făcut treaba. Nu s-au raportat fisuri în dig, nu am primit nicio chestie, bă, frate. Ar fi strigător la cer să apară. Da, bine, se zice că acum 2 ani microhidrocentrala a avut probleme cu ultimele inundații. Eu nu eram în zonă. Era în lucru. Era în lucru, da? Deci acolo e o chestie. Deci se turnase pentru dig pământul. Că digul e făcut din pământ, acoperit cu beton. Da. Deci, normal, a venit apa mare și a luat pământul ăla. Aoleu, ce s-a făcut? Băi, hai să fim totuși cu capul pe umeri. Okay. Nu era o lucrare finalizată și a fost, pentru consumatori a fost imediat un semnal bun. Băi, stai așa o clipă, noi ce vrem să facem? Așa și așa. Nu știu dacă au schimbat, dacă trebuiau să schimbe ceva, dar ei atunci, în mod sigur, au tras niște concluzii. Știu că spunea primarul la momentul respectiv că au fost trase niște concluzii privind lucrările. Și au fost bune chestiile la inundația aia, pentru că s-a văzut din faza de lucrări că ce ar fi putut să... și-au dat seama dacă ar fi un pericol în momentul în care e finalizată lucrarea, deocamdată și-au fost ploi destul de mari. A fost un volum destul de mare de apă. Nu știu dacă ca la inundațiile din 2008-2010, da? Dar a fost un volum destul de mare care a făcut o probă bună. Acum se ferească Dumnezeu de cataclisme, deci poate să plouă și mai mult, poate să curgă apă și mai mult. Da, se poate. Poate să curgă de 10 ori mai mult, de 100 de ori mai mult. Asta nu înseamnă că va produce mai mult curent. Pentru că are o capacitate și de asta și fost oprită. Elicea aceea care se învârte, turbina. Acum dacă... eu cred că dacă o lasă funcțională, riscă să se defecteze sau ceva, nu? Tehnic, deja nu știu. Ea trebuie să se învârtă. Acum, cum vine apa? Dacă vine apa și pe deasupra, nu știu. Ideea este că microhidrocentrala e funcțională. A fost oprită 2 zile. A dat destule motive cărcotașilor să sară în sus de bucurie că v-am spus noi că nu o să mai funcționeze și că a fost o investiție proastă. Funcționează în continuare. A fost oprită ca să nu dea kicks mai târziu? Da. Sper să fie asta explicația, adică nu vreau să iau părerea nimănui. Nu sunt specialist în lucrări hidrotehnice, asta ar trebui să întrebăm pe nenea Iliescu. Care Iliescu? E.ON Iliescu? E.ON Iliescu. Pe omul care era viu când s-a inventat Ilicea? Care era... El se dea mai întâi răspunsuri. El trebuie să dea alte răspunsuri mai importante. Acum a fost chiar deschis dosarul mineriadei. Foarte bine, trebuie finalizat. Nu se scoată din... Nu se învie pe cei morți la mineriade, la Revoluție, dar e bine să cunoaștem adevărul. Chiar discutam ieri... Mi-e place cum spune noi să cunoaștem adevărul. Nu o să-l știm niciodată. Cât mai mult. Pentru că, uite, povestea cineva că în 1990, imediat de după Revoluție, așa, a mers, s-au făcut știri, eu eram în armată în perioada aia, de vreme ce nu știu, nu mi-aduc aminte, bine, poate n-am fost suficient de atent la știrile din momentul respectiv, nu mă interesau sau au trecut prin fața mea fără să le observ eu, din diverse motive, că au mers undeva la dealul Mărului și au găsit niște gropi comune unde au fost împușcați cei care s-au opus colectivizării. Posibil, am auzit și eu povești de genul ăsta. Posibil să fie, da. Că există o cruce făcută acolo, că povesteau că au fost puși să sape groapa, au fost împușcați. Păi bun, ce legătură are cu Iliescu? Cu adevărul. Aici era legătura. Fine, că tot oamenii lui Iliescu, că Iliescu era membru partidul care a făcut colectivizarea mare, și asta. Iliescu era un membru mare. Era... Proastă formulare, dar înțelegeți, dar membru de partid, zic. Acum e un membru mare. Liber pentru construcția sensului giratoriu, în sfârșit, vorbim de la Dedeman, da? Da, intrarea nord, dar romanului... Ei, în sfârșit... 48 de metri în diametru va avea pe bază, se lucrează în sfârșit pe baza unei donații, nu mai știu cine a donat ultima bucată de teren. Păi, știu că firma privată de Dedemanul a donat. Foarte bine că a făcut treaba asta. Acum, hai, cine are de înjurat să înjure că e o lucrare inutilă, nu are nicio treabă să cheltuie iar 4 milioane de euro sau 40 de milioane de euro. 400 de mii de euro a fost asensul giratoriu din partea asta altă. Mai adaug niște zero ori, mă, nu știi tu, că sunt o grămadă care... Posibil să fie un preț prea mare, 400.000 de euro pentru acolo, pentru că... Din câte am înțeles, în ăștia 400.000 intră inclusiv chestiile din jur. Tot mult. Tot mult. Pentru că costă un kilometru de autostradă. Gândește că când intrai în Roman, deci de pe pod, era un prag, toți simțeau bine ai venit în Roman. Știu că scrisese Teo Baciu la un moment dat de treaba aia, eu nu zic, băi, eu n-am mai fost de mult pe sens giratoriu, zic ea să... Și întâmplarea a făcut ca să ajung imediat la câteva zile după ce a scris ea și să văd că, într-adevăr, zic, așa, pe mașina mea suportul durerilor. Da, înseamnă că sensul generator a fost făcut prost? N-a fost făcut perfect. N-a fost făcut așa cum trebuie. Cum să spun, tu când ai panglica și ai o lucrare de genul ăsta. Dar nu și e noutate că se face. Poftim? Se face, se taie panglica pe lucrări ne, cum să spun, nefinalizate, nefinalizate sau calitativ prost făcute. Se semnează un proces verbal. Trebuie să știe că cei care semnează procesul verbal de recepție a unor lucrări. Da. Înseamnă că tot ceea ce au semnat există și în realitate. Pentru. Sunt și în realitate. Deci nu semnăm că o să fie gata peste o săptămână ceva. Da, dar în momentul în care cineva semnează procesul verbal și lucrarea este în regulă, defecțiunile apar pe traseu. Bun, garanții, dar acolo n-a fost în regulă din start. Adică foarte repede a apărut acel prag. Deci nu s-a ținut cont de structura străzii, a ceea ce este dedesubt, pentru că acum știi că acum câteva luni nu se lucra la sensul giratoriu la o țeavă de care să-și nea apă. Da. Deci nu trebuiau, păi logic, nu sunt inginer, tu ceapa măsea și mâine de treabă, că nu înțeleg. Ai zis ceapă. Da, da. E un aliment sănătos. Da. Băi, deci de ce trebuiau să mai fie țevile alea prin sensul giratoriu, când să fie pe cea mai scurtă distanță, să nu suporte greutățile, că trec zeci, sute de camioane zilnic, da, de 20 de tone. Da, dar aia e rețeaua veche și merg pe ea. O repară pe ea veche, o crăpesc. Ajung iarăși la APA SERV, care a accesat bani europeni, care trebuia să facă o grămadă de lucrări, care încasează bani pentru fiecare picătură de apă pe care o scapă robinetul nostru, da? Mai puțin pentru asta de aici, care curge de 3 luni în stradă și... E doar de la bască. Da. Dar noi plătim în mod sigur diferența undeva. Clar, clar. Da. Vorbim de o chestie apropo de nu-s inginer, tu-i ceapa măsii. Știi cum se face la noi? Primăria decide să asfalteze o stradă, lucrarea se face într-un fel sau altul, mai prost sau mai bine. După ce s-a asfaltat tot, apar alte firme care n-au fost de față la asfaltare și încep cu întrebări. Dar unde scapă acele merele de canal? Hai să tăiem și să dăm găuri cu picamărul în toată lucrarea omului nou-nouță ca să găsim că, bă, dar nu e aici, unde? Trebuie să fie 2 metri mai încolo și mai dăm niște găuri. Scuză, m-am văzut cu ochiul. Vin cei de la gaz care spun, dar țăvuștile noastre de gaz unde-s? Că nu mai știm, că nu le-ați marcat. Mă, trebuia să fiți de față la... Mai nou, strada Vasile Lupu, pe care am lăudat-o într-o perioadă, de la poliție spre Strand, până la 5 drumuri cel puțin, care a fost făcută, uite, cum e biroul ăsta. Da? Tot cu bani europeni. Nu știu de unde ar veni banii ăia. Lucrarea era, mă, puteai să lași un ou să se răstogolească pe strada aia. Așa de bine ce a fost făcută, da? Mai întâi a venit APA SERV și a tăiat felii de-a curmezișul străzii ca să cupleze casele de pe o parte și pe alta la canalul central, care e pe mijloc și care există la fiecare 10-12 metri mai jos de nivelul străzii, evident, și face așa, o stradă care era nou-nouță. În capul străzii, unde e spălătoria aia, au venit cei de la Rom Telecom care vin și pun fibră optică în tot orașul, lucru care a dus la o grămadă de neîmplăceri. Da? Căderi de curent, căderi de net, orice, da, că na, se lucrează. Da. Se lucrează. Ei au tăiat în toată intersecția, în toate direcțiile, da, niște șanțuri. Da, da. Pe care le acoperă cu ce? Cu prundiș. Da. Știi ce e dureros? Că lucrarea de la poliție până la 5 drumuri, bucata aceea de drum, da, a durat destul de mult când s-a lucrat. Deci până în 2008 a fost făcută lucrarea. Fost. S-a bătut puțin toba pe vremea respectivă, n-am fost foarte atent, dar știu că s-a bătut puțin toba pe faptul că întâi lucrează cei de la gaz, apă, cablu, tot ce-i subteran, că vine după aia se pune asta, a costat niște bani, s-a făcut, s-a finalizat, ca, uite, la câți ani? 6 ani? 8 ani? 8 ani de la inaugurare? 9 ani de la inaugurare? Să se lucreze deja, deci prea puțin. Și 9 ani de inaugurare, bă, anul trecut au făcut strada aia. Au mai turnat o stradă de asfalt, dar da, pe strada de anul trecut vorbesc. E și mai grav, pentru că strada aia a fost făcută, era panou acolo, vis-a-vis de casa veche, era panou pe care scria cu ce bani europeni s-a făcut și cât a durat. Anul trecut au pus asfalt acolo. Vin cu o idee. În continuare vă spune, îmi pare rău că primarul a renunțat la întâlnirea aia cu, poate la un moment dat nu-și mai avea rostul, la întâlnirea cu oamenii care vin din străinătate. Vă voi spune cum se face o stradă, un loc în care am locuit cel mai mult până acum, în Castalia, în Spania. Strada respectivă nu ajunge până în bordură, nu ajunge până în trotuar. Strada, cele două sensuri de mers, se opresc la 10 sau 15 cm de bordură. Acolo se sapă un șanț de 1 metru adâncime aproape. În șanțul respectiv, care merge până la trotuar, corect, se pune mai întâi țeava de nu știu ce dracu, prin care trece fibra optică, curentul electric, etc., etc., etc. Se pune o placă de ciment sau ceva care se izoleze, vine un al doilea rând de țevi, prin care trec fire de nu știu ce dracu salea, da? Pe urmă se izolează și alea, restul de spațiu rămâne pentru scurgerea apelor pluviale și vorbim de un oraș, de o zonă în care plouă o dată pe an, dar au gândit-o să nu aibă inundații. Ca, în loc de capace de canal de astea ordinare pe mijlocul străzii, au grilă metalică de-a lungul străzii, prin care apa se scurge într-un șanț pe margine, da, într-un șanț de aproape 1 metru adâncime. Pericol de inundații, zero. Zero. Au gândit, teoretic și la noi există... Vorbim de un oraș care există de 1000 de ani aproape. Da. Dar acum să fim conștienți de faptul că acum 2000 de ani, cred că ei, nu știu dacă acolo, dar în Spania, ca și în zona Romei, a Italiei, existau apeducte, deci aveau apă. Așa, la noi a durat încă 2000 de ani până am ajuns la nivelul de... Dar nu trebuie să dureze încă 2000 de ani ca să învățăm să evoluăm. Hai că având informațiile, având și noi o universitate, fine, la 400 de ani după... Noi încă mai tăiem strada de-a curmezișul ca să punem un canal rotund în mijloc. Dom'le, renunță la alea. Fă șanțurile astea cu o cupă de escavator. Cât are, mă, 1,5 metru? Pe marginea drumului trage un șanț. N-am avut explicație logică sau explicație completă de la niciun inginer de ce sunt pe mijlocul străzii. Că așa le-a lăsat Ceaușescu, mă, de aia. Că așa le-a lăsat Ceaușescu. Și dacă ăla a făcut așa, înseamnă că e bine. Dar, nu gândim să evoluăm. Nici de la Ceaușescu nu-i problema. Că e dinainte. Burebista făcea chestia asta. Nu Burebista. Între cele două războaie mondiale. Nu, ideea este că sunt oameni... N-au gândit să facă... Cum să spun? Dacă ați văzut filmele alea cu Revoluția franceză, 1848, ce canalizări aveau ei atunci? Șanțuri pe marginea străzii. E șanțuri pe marginea străzii. Cum să nu? Se scurgea, uite așa era un drum... Măi, nu în Franța? Da. Alea. Pe subterane, tunelurile, chestii alte, Gavroș, alte chestii. Mizerabile. Vorbim de alte chestii. Vorbim de perioada în care i-a fost ciuma, frate, din cauza mizeriei de pe străzi. Da, a fost oamenii și-au aruncat rahatul sau înainte. Etena, că știu când a început ciuma. Păi nu, da? care ideea ciumă este că vorbim de trecut atât de mult încât nu ne mai gândim, bă, frate, de ce suntem atât de proști? Stăm și ocupăm o funcție. Care e meseria dumitare la APA SERV, domnule? Păi trebuie să gândesc cum să îmbunătățesc viața romașcanilor. Păi, mă, ta, pă, gheață, ești prost ca noapte în cazul ăsta. Dacă tu n-ai venit cu o idee să schimbăm canalele alea, să nu se mai înfunde atunci când plouă, ele fiind făcute prin destinație, prin gând, existența lor, să preia apa. Cred că treaba asta ar trebui să învețe copiii la școală, la lecția de istorie. Sau scoatem istorie. Dacă n-au învățat de la istorie faptul că apeducte, aprovizionare cu apă potabilă, exista cu 2000 de ani într-un sistem centralizat prin Roma antică și noi nici acum, tine, și prin nordul Africii. Da. Aici acum avem scurgeri ca lumea. Avem aprovizionare cu apă ca lumea. Una la mână. Așa, scurgeri, canalizări și asta. Au rămas ăștia, apropo, de la APA SERV, nu mai trecem prin știre, că ne apropiem de final cu succes. Da, da. Au rămas ăștia de la APA SERV, se pare, fără sediu, da? Și primăria nu vrea să preia sediul la APA SERV pentru că ar fi o cheltuială inutilă, spune primarul. Sediul companiei ar costa peste 100.000 de euro plus TVA, în care ar trebui băgate încă vreo 100.000 numai pentru reabilitare, clădirea având o grămadă de probleme din structural. Da. Motivația primarului a fost să-ți dați seama că banii ăștia din chirie luați de la ei i-am recuperat în 30 de ani. Deci nu merită. Nu vor prelua... Da, și nu-i vorba de prețul de achiziție a clădirii, ci e vorba după aia de prețul de întreținere. De, da. Și stai așa puțin. Este... monument arhitectonic, dacă asta vreau să văd. Da, este. Deci nu poți nici să o demolezi. Nu poți să faci nimic. Pentru că câți ani are clădirea? Câți ani are clădirea? Da. Oh, n-am idee. E monument arhitectonic, dar... Să spun de ce, pentru că eu am o chestie care nu ține de, nu ține de regulile arhitectonice, de... Dom'le, dacă clădirea nu are 101 ani, deci are mai puțin de 101 ani. Înseamnă că e contemporană. Înseamnă că o demolăm. Se poate. Dacă tot ne legăm să le refacem pe alea vechi, iarăși ceea ce am văzut când eram mic prin benzi dezenate, orașul 2000, cu străzi suspendate, da, cu... Da, da. Astea, nu să avem loc de astea. Unde să putem să facem dacă le avem pe astea? Întrebarea este, ce să facă primăria cu sediul APA SERV-ului? Că s-a pus problema asta, bă, de ce nu preia primăria? Că primăria preia orice... Putea să preia primăria, să devină acționar la APA SERV... Dar poate face altceva acolo, face Clubul Copiilor. Nu e obligatoriu să rămână APA SERV-ul. La Clubul Copiilor, clădirea e făcută de acum, a fost sediu al școlii 2. O altă școală de muzică dedicată, poftim. Nu mai face nimic. Eu zic că, până la urmă, a făcut bine, a procedat bine că n-a luat. Da, din punct de vedere financiar nu se justifică. Din punct de vedere financiar, și nu prețul de achiziție aici, ci prețul după aceea de reparare. Reparații, întreținere, asta iarăși. Și dacă creștea chiria cu 1 leu, creștea prețul la metru cub de apă, corect, cu 3 lei. Da. Știi, pe principiu că, uite, tot primăria vă jecmănește și asta. Eu zic că a luat o decizie bună, APA SERV își, cum să spun, ei la valoarea lor, APA SERV să-și construiască o clădire. APA SERV este un punct de lucru. Pot să-și construiască un sediu nou, modern, care să fie ușor de găsit de oameni, să nu fie pe holurile alea întunecoase, să fie altă treabă. Și ar avea după aia și o justificare ce au făcut cu banii de pe apă. Da, s-ar putea. Că s-au dus pe apa să bebe. Da, ne oprim, da? Că nu mai avem despre ce vorbim. Am ajuns la final. Putem vorbi la infinit. Da, știi că putem să nu ne oprim din vorbit. Eu zic să ne oprim din vorbit. Dar timpul este limitat. Și noi suntem limitați. Doamnelor, asta e clar, recunosc acest lucru. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim foarte mult pentru atenție și ne vedem vinerea viitoare, 24 iunie. Sânziene? Da? 24 iunie, da. Deci ne vedem de sânzene, să vedem ce fac sânzenele. Și vedem ce știri avem și până vinerea ailaltă. Până atunci, da, însă, uite, fiți atenți, în 4, trimiteți-ne știri, informații din Roman, noutăți, tot ce sesizați, bun, rău, noi le preluăm, nu? Când spunem noi, adică eu. Da, în prima fază, el... Hai cu weekendul, frate, că murim aici stând în fața camerei. Vă mulțumim pe caniculă. Protejați-vă. Bere rece, protejați-vă, portați pălăriuțe pe cap, ochelari de soare. Bere rece seara, deci atenție la temperaturi, așa, e bun, pe căldura asta e bun un ceai cald. Da. Deci o cafea fierbinte. Și bere rece seara. Și seara o bere rece cu un micuț. Și... Tăiați ultima parte. Micu și bere. Toate bune, pe vinerea viitoare!